Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru pune la dispoziția celor interesați noi locuri de muncă. Începând de astăzi, sunt disponibile peste 143 de oferte. Totodată, peste 161 de persoane și-au găsit un serviciu cu ajutorul AJFM Mehedinți. De la începutul acestui an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul AJOFM Mehedinți, 161 de persoane s-au angajat, dintre care 70 sunt femei. În prima lună acestui an, în intervalul 1 ianuarie-31 ianuarie 2021, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul instituției noastre, au fost angajate un număr total de 161 de persoane, din care 70 femei. Din acest total de persoane încadrate în muncă în luna ianuarie 2021, 66 au vârsta peste 45 de ani, 43 au vârsta în intervalul 35-45, 26 în intervalul 25-35, iar alte 26 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul de 161 de șomeri angajați, din mediul urban provin 90 de persoane, iar din mediul rural 71. De asemenea, avem și o clasificare a șomerilor angajați în luna ianuarie în funcție de nivelul de pregătire al acestora. Cei mai mulți șomeri angajați au studii liceale, 76, urmează cei cu studii profesionale, 39, gimnaziale, 32 de șomeri, studii superioare, 10 persoane și câte 2 persoane cu studii post-liceale și respectiv 2 persoane cu studii primare. Din totalul de 161 de șomeri angajați în prima lună a acestui an, 137 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabili pe piața muncii, așa cum am spus de fiecare dată, încadrarea într-un grad de ocupabilitate, făcându-se prin activități de profilare pentru toți șomerii care sunt înregistrați în evidențele noastre. De la începutul anului, numărul persoanelor care au beneficiat de asistența din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, fie pentru a fi înregistrate ca și indemnizații sau neindemnizații pentru diverse măsuri active de combatere a șomajului, a fost de 467 de persoane. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 143 de locuri de muncă vacante. În ceea ce privește oferta de locuri de muncă vacante, astăzi 26 februarie, există un număr total de 143 de locuri vacante declarate de către mai mulți angajatori care operează în diferite domenii de activitate. Aceste 143 de locuri de muncă fiind următoarele: ajutor de bucătar 3 locuri, administrator 1, agent de vânzări 1, administrator imobile 1, barman 2, bufetier 2, bucătar 2, contabil 1, coafor 1, dispecer 7, diriginte șantier 1, dulgher 7, economist 1, electrician 1, firar betonist 3, finisor interioare 5, femeie de serviciu 8, gestionar 3, inginer electromecanic 1, inginer mecanic 1, instalator 1 loc, lucrător room service 2, lăcătuș mecanic 1, laborant 1, lucrător comercial 4, lăcătuș mecanic întreținere 1 loc, măcelar 1 loc, mecanic auto 2, manipulant mărfuri 1, necalificat pentru vopsitorie 1, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 13, necalificat în construcții 4, muncitor necalificat în agricultură 1, mașinist, mașini mecanică ușoară și grea 1, operator fabricare mezeluri 1, operator fabricare nutrețuri 1, ospătar 10, operator calculator 2, pompagiu 1, recepționer distribuitor 3, șofer 12, supraveghetor hotel 2, sablator 3, spălător auto 3, stivuitorist 2, sudor 1 loc, tubulator naval 1, tâmplar universal 2, vânzător 2, vopsitor industrial 4 și 7 locuri pentru cei care au calificarea de zidar. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți.